luați în ședință ordinară. Doamna, trebuia să pentru asta să vă urmăcească să citreze de ornei. Da. Aia de comisie. Da. Bun. Și, oricum, ți-a întâlnit de-a două trei minute, acum am luat de minute. L-ați așteptat pe colegul de votat. Nu, l-am luat la fix. A, a venit la 3. Și jumătate. La fix. Hai, fix. Nu vă mai certați, adică ascultați. Sunt prezenți toți cei 15 consilieri locali, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați-vă în ordinea de zi. Acum ați fost în urmas. Pe ordinea de zi avem 3 proiecte de hotărâre și o suplimentare, plus puncturi diverse. Cel este pentru ordinea de zi, unanimitate. Domnul președinte de ședință, vă rog să continuați. Da. Bună ziua. Proiect de hotărâre numărul 72-70-2022 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, privind numărul 22-70-2002, privind aprobarea nomenclatorului stradal în 2020, privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunității județul Bacău. Dacă sunt întrebări sau... Nu mă uitam un pic, asta, șoseaua asta n-a fost făcută, da? A fost făcută și a intervenit un factor locul neapărat. Întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre numărul 79 din 2022, privind aprobarea accesului la drumul din Comuna Crețidețul Bacău, ASC, rom proiect electru SRL, în numele del gaz Ghidesa, și eliberarea autorizației de acces pentru lucrare. Modernizare pe leia 11.04, Bucinașul Coțofănești, Conțești. Domnul Ocean. Nu stau să vă spun că sunt împotriva acestui proiect pe care îl inițiez din câteva motive. 1. Această inițiativă care solicită permisiunea din punct de vedere de a circulației utilajelor pe drumurile noastre comunale. Deci ei cer o permisiune după ce și-au făcut de cap. Adică în sensul că au circulat deja, au venit cu utilaje. La ce bun acum supunem noi la vot, dacă ei aproape că știa nu e treaba. Nu. E același lucru. Al doilea. Bun, sunt de acord. Nu vreau să intervin. Nu am găsit nicio specificație în acest proiect pe care îl inițiați, referitor la tonajul utilajelor care vor circula pe drumurile noastre comunale. Mă refer la cele cu asfalt, că dacă circulă pe ăsta de la Căiuț la Heltiu, îi face un bine Comitetului Consiliului Județean în vederea asfaltării, că am înțeles că îl va asfalta Consiliul Județean și îl compactează. Dar ce ne facem cu cele asfaltate? Utilajele respective. Că despre cartea tehnică a drumurilor pe care am solicitat-o ani de zile în urmă, pe care să se spună și să se specifică pentru fiecare drum în parte, care este tonajul acceptat de unitatea de suprafață? Nu este. Deci dumnealor solicită toate aceste chestiuni, faceți dumneavoastră un referat, mai faceți și comisie, compartimentul de specialitate, dar fără o chestiune tehnică, concretă și care, după părerea mea, eu o consider că este de o foarte mare importanță. Mergem pe repede înainte, ei solicită să circule pe drumurile noastre, noi ridicăm mâna, le aprobăm, dar fără să ne dăm seama de consecințe și urmările care vor fi. Deci, din start, voi fi împotriva acestui proiect. Vă mulțumesc. Domnul Matei. Am văzut că solicitarea a făcut-o firma de proiectare pentru Delgaz. Înțeleg că beneficiarul este Delgazul, nu? Corect. Atunci, dacă Delgazul este beneficiarul, conform articolului 46 aliniatul 9,
spune așa, că pentru amplasarea și accesul în zona, în zona drumului, beneficiarul are obligația încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public cu plata tarifelor corespunzătoare. Care e contractul? Care e contractul? Nu este plasă. Vedeți următoare excepție. Păi care? Păi nu, pe excepția spune, pe excepție operatorului... Păi nu, acolo spun beneficiarul, virgulă, cu excepție operatorul economic care realizează serviciul. Dar beneficiarul este de caz. Beneficiarul executantul este exceptat, dar beneficiarul trebuie să fie contract. Așa înțeleg, de aici. Nu se cheie contractul. Ia, ce așa este. Așa, eu așa înțeleg. Beneficiarul de gazul trebuie să fie mai contract. Mai recit, vedeți că de gazul nu plătește taxe, nu sunt plătitori de tarife. Așa spune beneficiarul. Dar mă, ce drag, doamne, iartă, suntem plătitor la ei. De tarife pentru serviciile care nu le fac. Faceți propunere modificare. Păi nu, păi nu așa, doamne. Nu, dar legea așa spune, nu spune de legea. Domnul Matei, citiți-l tot, nu numai ce aia am citit și eu și v-am scris acolo. Da? Să scutiți. Nu se scutiți. Beneficiarul vine, sunteți exceptați, executat, nu beneficiarul. Unul e executat. Nu plătesc. Unul este executat, unul e executat. Executatul este exceptat, dar beneficiarul nu. Executantul numele de gaz. Executantul numele de gaz. Executantul numele de gaz. Este adică are... Aici are, discutăm de firme de proiectare, nici măcar de executat nu avea nicăieri de constructor, nici am avea nicăieri, vorbeam de proiect. Iar beneficiarul este executat, constructorul nu era care, nu vedem niciun. Adică, din punctul de vedere, câștigam și bani noi, comuna asta să țin. Puneam și niște tarife, compun legi. Dacă doriți așa, eu așa am citit legi. Aprobam așa, adică, de-am vrut așa, nu v-am discutat. Să avem noi datorii la ei, să spun, te execuți sau așa. Da. Nu? Dar invers noi să le dăm. Când legi, avem legi, putem să facem legi. Dacă îmi permiteți. Să nu mai punem în discuție faptul că și-au împrasat stâlpii respectiv. Există o lege după 60 care permite, a fost postul IRE și după aia EU și așa mai departe, în care putem să amplaseze pe bucata ta de teren stâlpul de electricitate. Aia era când era CAP-ul. Și stâlpul era în terenul CAP-ului, că atunci omul avea aia câțiva sute de metri pătrați. Problema se pune în felul următor. Legiuitorul nostru n-a mai schimbat legea, ca și cu legea 8 pe care discutam înainte, cu ilicitul, ea nu e abrogată, dar nu se aplică. Asta acum se aplică. A informat cineva că în bucata mea s-a instalat un stâlp din ala care ia câțiva zeci de metri pătrați, bun. Putem? Există hotărâre de guvern pentru expropriere pe culoarul de lucru. Păi să o facă și să fiu informat că sunt expropriat. Dar de ce s-a apucat să lucreze până când eu nu am luat act de cunoștință de expropriere a terenului respectiv? De ce? Și acum noi punem cu atâta mare ușurință, noi Consiliul Local, dumneavoastră primărie, executiv, suntem chemați să apărăm și să slujim cetățeanul. Cetățeanul, uite, eu sunt unul din ei. Nu-i drept, domnii mei. Eu zic să nu trecem cu ușurință să se înaintăm pe repede înainte astfel de proiecte, să ușurăm, o să zicem, domnule, dar ținem în loc o lucrare. Nu-i treaba noastră. Nu e treaba noastră. De-al gaz, cine o fi el, nu te iartă. Noi de ce să iertăm? Vă mulțumesc. Se spune că sunt scutiți, da? Cine ne oprește? Se spune că au stricat drumul. Văd că aici, la punctul 2, beneficiarul constructorul sunt direct răspunzători de degradarea drumurilor și construcțiilor de orice fel situate în zona afectată asupragi, vor suporta contravaloare de facere acestor. De cine e constructorul? Nu face. Dar noi. Dar vedeți beneficiarul și constructorul. Beneficiarul de locat. Din punctul meu de vedere, eu văd că cel care trebuie să plătească accesul este constructor. Cel vine cu utilaje. Lucrarea și beneficiarul este într-adevăr delegat. Dar constructorul și-a niște mobilii zdraveni când face lucrarea. De la delegat. De la delegat și-a mandat. Dar cine-i constructor? Propuneți o taxă.
Dumneavoastră trebuia să veniți în fața noastră cu acest proiect în chestiunea. Și când cum facem extraordinar, nu? Ce diferență între o taxă și tarif? Toată cum ne vorbim cu tarif, nu de taxă. Deci, cred că de la primul cuvânt am domnul chiar, am vrut să intervin un pic, să nu amestecăm lucrurile. Aici se trage o linie de fibră optică, stâlpii de care pomeneați, e altceva. Indiferent de ce faci. Deci, ce vorbim noi acum? Mă are treabă cu stâlpii care se văd să construiesc pe luncă, pe... Da, ori vorbim la subiect? Dar de voi nu, de aceea de autarea lucrării poțarii pe ori pe lea 110 kW, de la așa poțești. Fibră optică. Și se vă rămâne treabă cu stâlpești. E fibră optică. Și vedeți că e o față. Nu stâlpești, dar nu. E o hartă care ne arată pe unde și cum puni cap de fibră optică. Deci n-ai treabă cu stâlpi și cu linii nou făcute. Da, dar asta înseamnă că sabă... Nu, citeți în proiectul cum aerian. Nu l-am prefers. Și pe stâlpi existenți. N-am citit interes. Prefers să fie aerian pe stâlpi existenți. Păi dați fibră optică pe stâlpi existenți. N-am citit interes. Eu am citit cu atenție. Nu am găsit interes. Deci, m-am pus cu concluzia că trebuie să se facă șanțuri, de exemplu, că nu scrie asociatul stâlp. Însă circuri, în special, circuri pentru un motor. Utilare. Și ceva ciudat pentru asta cu fibră optică, spuneți dumneavoastră. Da, da, pentru că nu rezultă de stâlp, nu. Am înțeles că nu rezultă de stâlp. Fibră optică pe leia, pe 110 kW. Nu, nici cu șanță. Leia de 110 kW. Care fi rețeaua lor? Leia de 110 kW. Leia înseamnă stâlp. Linie electrică. Mai citiți leia, citiți. Da. Deci se montează o fibră optică pe linie leia în 110 kW. Nu, nu e pe linie. Nu, nu e pe linie. E pentru linie. Pentru cele două stații. Nu e așa. Cum? Leia. Pe stâlp. Leia. Stingeți numai. Leia. Care e pe linie? Cum? Leia pe linie. Da. Da. Deci era vorba cu totul altceva. Dacă nu mai sunt în întrebări, supunem la altceva. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Orcheanu și domnul Matei. Abțineți? Două. Trebuie să zicem că și da. Două împotrivă. Două împotrivă. Bun, trecem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 8/2020 privind aprobarea organigramei statutul tehnic pentru aparatul de specificare al comunității de Sălbatos. Ștept serviciile publice de interes local în subordinea comunii Consiliul Local Comunității. Domnul Gurlan. Deci, două aspecte, am văzut aici că desfințați postul de consilier, ca să mai aveți probleme. Mai aveți probleme de angajare, nu? Deci așa, ca să vedeți de caz care sunt. Aș propune, chiar dacă e prea de mine, să desfințați și postul de fază. Pentru că eu nu-i vă rog, nu-l văd pe zi la primării. Îl văd îmbrăcat în poliții locale pe vremea mea, să plimb cu mașină, ce păziți? Mai faceți reduceri la buget? Deci am vrea să propun un amendament prin care postul de paznic să fie suspendat. Să renunț la el. Și mi-o asum public pentru că eu nu îi văd necesitatea și nu-l văd păzind ceva. Poate înseamnă că trebuie să-l punem să păzească ceva. Noaptea la primărie, oriunde. Dacă... După ce terminați la primărie? Eu așa văd. Și mai e o problemă veche. Doamna secretar, ce se întâmplă? Acum chiar n-am vrut să o ridic, o dăm pe nepotisme, pe cele, dar am văzut. Chiar postul ăla nu se poate trece superior la stare civilă, la comunități economice, transport public local sau activă. Nu se poate sau nu se poate? Sunt două lucruri distincte. V-am răspuns că nu se poate. Se poate.
orice se dacă poate primăria asta. Din cunoștință și mine, primăria asta se poate orice. Dacă nu asta vreți, dacă nu vreți, nu se poate. Mulțumesc, atât. A avut o promovare în grad profesional, dacă Am văzut. Dacă îmi dați un pic... Stare civilă, mai treceți, biblioteca, duce, dar nu persoane. Atât, mulțumesc. Dacă îmi dați voi un pic vis-a-vis de cele posturi desfințate, erau posturi neocupate, dacă ați observat. Deci era vorba de postul de consilier personal, pe care nu a fost ocupat niciodată, și postul de bibliotecar, care... Nu mai este, s-a desfințat, nu mai vine nimeni să deschidă ușa la bibliotecă de ani, de zile și nu mai era nevoie. Bibliotecă, activitatea rămâne, îl dăm în subordine, rămâne. Pe ce principii, pe ce gândire? La primărie avem două persoane, să spun, mai multe, dar două persoane cheie care sunt în prag de pensionare. Două persoane cheie care, în momentul care i-a venit decizia de pensie și a plecat, acel post nu poate să rămână dintr-o dată în mâna la un nou angajat. Adică un om care să-l duci pe postul lui doamna, dau și nume, că nu e nicio problemă, care să-l duci pe postul lui doamna Ioana, de mâine să-i preia postul, e o chestie foarte grea și foarte dificilă. Și ne-am gândit să aceste posturi care, de fapt, nu sunt ocupate, cu un 5-6 luni, jumătate de an, un an chiar, înainte de a ieși la pensie cei oameni, să angajăm pe cineva, tot avem aceste posturi libere, să înveți și să vă ia din mers activitatea ca să poată să meargă lucrurile în continuare, indiferent cine mai suntem noi de la primărie sau altcineva, activitatea aici la primărie trebuie să meargă. Nu, acolo trebuie să lucră. Deci e vorba de doamna, la care ne gândim postul doamna Mariana Cristea și postul doamna Ioana Erate. Să le suplimentăm. Deci cineva să stea pe lângă ele, să învețe măcar 5-6 lucruri. Și pe ce posturi le angajați? Păi în ființă. De asta le-am înființat, ca să putem înființa de chiar. Nu se pare corect. Asta, deci, îți dă ideea asta. Păi așa, am plecat să desfințați și postul care a plecat fata care era consilier juridic. Dar de ce să desfințez? Nu, zic așa, dacă au plecat... Astea, deci astea nu au fost ocupate. N-am desfințat postul la nimeni. Astea postul nu erau ocupate. Le-am scos, da, le-am scos de la telegram. La bibliotecă, dar nu se mai justifică să angajezi. La bibliotecă ce să mai facă? Și așa, doamna Tudor făcea... Oricum asta. De mult, altceva. Acum au trecut pe treaba ei. Poate trece la un salariu mai mare să nu mai trăiască cu impresia toată viața, care salariul mic datorită lui. Da. Eu v-am spus, sunt numai, nu mă opresc aici. Așa, pentru cine a fost înțeles, cred că a înțeles, asta a fost ideea. Da. Da. Domnul Orhea. Veniți cu acest proiect, iară. De fapt, aparatul de specialitate a primarului, e treaba dumneavoastră, de acord cu dumneavoastră. Văd aici la schița asta cu personalul, la compartimentul poliției locale, 5 posturi. Sunt ocupate toate 5 posturi? Nu. Uitați-vă și ăsta. Dar vedeți că scrie acolo calibata. Păi nu, da. Păi nu sunt ocupate. Dar câte posturi sunt ocupate? Că oricum activitatea poliției locale nu este... Voi zice că veți comisul pe mai vânstră dumneavoastră. Am spus de atâtea ori, nu s-a venit odată cu un raport de activitate de către poliția locală. Păi cereți în oficial, de ce nu cereți? Păi dar am cerut odată, domnul Duran. Nu odată am cerut eu treaba asta, domnul. Ne-am făcut că facem acea comisie pentru activitatea dumneavoastră. Am întocmit-o, președinte primar, nu s-a făcut absolut nimic. Nu am analizat niciodată noi în Consiliul Local activitatea poliției locale. Hai să facem un proiect de hotărâre. Pentru ce trebuie să mai existe poliția locală? A spus dumneavoastră, poliția locală nu știu ce face, amenzi pentru gunoaie mută, lucruri se petrec, trec pe lângă ele și așa mai departe. Eu zic să ne apucăm
dumneavoastră ziceți, dar nu trebuie proiect. Este prevăzut, domnule, poliția locală trebuie să vină în Consiliul Local să raporteze. Și noi, Consiliul Local, să analizăm activitatea. De ce o facem? Dumneavoastră îmi spuneți să înaintez proiect. Am cerut treaba asta ani de zile, de ani. Ca să te răspund, domnule. Asta e mai domnul Pintu. Da, mulțumesc. Nu dumneavoastră. Da, un mic răspuns. Este comisie de ordine publică, oare, aici? Okay. Este comisie, nu? Din ce comisie faceți parte dumneavoastră? Nu, nu, ca să... Comisia de ordine publică trebuie să facă, să facă un proiect de verificare a lor. Și în urma la aia, se zi, o face proiect. Luați toate ședințele, vă rog frumos, dacă tot vreți să faci un dialog cu mine. Și eu nu aș vrea să fac dialog. Problema se pune întrebă cu următoare. Luați toate ședințele din la care toate ședințele vorbiți. S-a întocmit comisia aia pentru întocmirea planului. Nimic. Președinte primar. Dumnezeu se convoce. Întrebați-l pe primar, nu pe mine. Eu am cerut, am solicitat treaba asta. Niciodată nu s-a Asta e treaba. Da, aveți o interpelare prin care cereți oficialul raportul de activitate al comisiei, așa vorbim, consemnează de acum. Supunem la vot proiectul de hotărâre acum, nu vorbim despre cu amendamentul meu, nu? Amendamentul dumneavoastră, dacă vreți să-l spuneți la vot, nu este legal. Nu este legal, că nu vine din partea aparatului de specialitate al primarului. Am înțeles, deci le punem amendamente care vor să telefonă consilierii sunt legale numai dacă vreți dumneavoastră, nu vreau să intrăm în polemic. De ce nu este legal să depun amendamente? Nu este, lucrul nu este legal. De poliția vă spun că nu este legal amendamentul ăsta. Dar de ce nu este legal? Pentru că interveniți asupra unei structuri cu un post ocupat. Păi atunci, dacă nu este legal, de ce veniți dumneavoastră? De ce veniți cu organigramă ca eu să vă pun în legalitate să vă aprob? De ce? Dacă eu nu aprob asta, dumneavoastră o puteți pune în aplicare, dacă Consiliul Local nu aprobă. Băi, am băbește. Legal se pare că nu, eu nu mă duc. Dar nici amendamente... Deci, eu vă spun, nu este. Dacă nu este legal un amendament cu un lucru care nu sunt de acord, cu dumneavoastră puteți să spuneți că dacă îl aprob, este legal. Dacă nu îl aprob, rămâne așa. Doamna, doamna secretară, știți că îmi place când mă contrazic cu cineva, o să mă și pregătesc. Dar nu are cum să nu fie un amendament care îl propun, se propune, presupune Consiliul Local, dar Consiliul Local astăzi bătărește că postul ăla trebuie scos, ăla îl scoate din organigramă. Domnul consilier, sunteți liberi să votați și dumneavoastră ce doriți, dar eu pe care nu am dreptul ăsta să nu contrasem. Haideți să nu mai facem în condiția asta. Eu vreau să vă spun altceva, puteți să spuneți altcuiva, dar nu mi-e rău. Domnul Durlan, în condițiile astea, dacă o luăm loc pe logica lucrurilor, fiecare dintre dumneavoastră, fiecare din consilier, ar putea să propună la organigramă să desfințăm postul lui X. Hai să desfințăm postul lui Y. Păi nu și asta. Nu, nu, nu. Dar eu am venit motivat. Nu e așa, domnul primar. De ce? Eu vin și vă motivez pentru că văd din afară. Este un post care nu se vede. Iar pe postul ăsta nu se fac atribuțiuni din fișa postului. Hai să aducem fișa postului. Să vedem dacă nu contează ce persoană. X, Y, Z. Dacă nu ce atribuțiile. Numai că primarul trebuie să-și facă treaba. Eu aici. Hai să dăm afară cu poliția locală. Nu, nu, nu. Domnul primar, doamna secretar, puteți crea un serviciu fără hotărârea Consiliului Local? Simplu. Eu vă duc prin inducție, da? Adică la un serviciu care se poate crea, noi trebuie să-l aprobăm. Dacă mâine vin cu un amendament la un proiect de hotărâre, nu este ok. Dar dacă la aprob, trebuie să fie ok. Ești ghicitoarea mea. Mulțumesc. Haideți să nu facem polemică. Ba, gata. Haideți, supunem la vot proiectul numărul 80. Cine este pentru? Starea inițială. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Mă abțineri. Puțin, trei abțineri? Nu, unul împotrivă. Împotrivă și două abțineri. Două abțineri. Domnul Șeamă, nu? Împotrivă. Da. Și două abțineri. Abțineri, domnul Roșcan și domnul Roșcan. Da. Proiect de hotărâre numărul 81 din 2022, privind aprobarea indicatorului tehnic și economic a deviziului general pentru obiectivul de investiție, modernizare zonului de interes local, comuna Peiuș de sub Bacău, consolidare de DC 119. Domnul Oteanu, domnul Mărcuț, după aia. Domnule, veniți cu proiectul ăsta pentru consolidare a drumului de DC-119. Acum 2 ani, acest drum a fost pus în funcțiune și li s-a făcut recepție, da? Veniți dumneavoastră acum cu aproape 2 milioane, nu i s-a făcut recepția? Bun. S-a făcut recepție de situație de lucrări, dar nu i-a făcut recepție la drum. E făcut o recepție, dacă pe la lucrărilor, nu discutăm pentru... Nu e recepționat. Adică s-a făcut recepții parțial. S-a făcut lucrarea aia, s-a recepționat. Bun, dar nu asta nu importă. Nu importă chestia asta. Veniți acum cu aproape 2000 de ani de lei să-i băgați în acest drum. Pentru acest drum, atunci când el s-a inițiat proiectul respectiv și când a început lucrările, s-au făcut studii de fezabilitate, s-au făcut studii geo, s-a făcut un proiect tehnic și dacă luăm și ne uităm câte verificări, paraverificări se fac, studii, expertize, proiectări, documentații, verificări tehnice și așa mai departe, inițial, pentru proiectul pe care s-a lucrat atunci. Acum se vine cu alt deviz, cu alt studiu, cu alte cheltuieri, în valoare de aproape 2 milioane de lei. Ce fel de studiu geo a fost făcut atunci? În raportul de specialitate a executivului, se vine și se spune că în urmă unor alunecări de teren. Asta e realitate. Poftim? Asta e realitate, nu e nimic altceva. Bine, domnul, o fi realitate. Atunci nu se vedea că în partea dreaptă a drumului, deci în zona bisericii de acolo, cu problema de zi, nu se vedea acolo că oamenii spuneau, oamenii atunci, eu țin foarte bine minte, spunea că acolo se vătește, că acolo că se colectează, că nu se scurge și așa mai departe. Acum veniți dumneavoastră acum cu asigurarea scurgerii și așa mai departe. De ce nu s-a făcut atunci? De ce proiectantul și proiectul tehnic, de ce nu a prevăzut aceste lucruri atunci? Deci când întrebați păi de ce, păi nu permis să vă răspund păi acum. Păi nu, dar nu am terminat, Așa. S-au cheltuit niște bani, da? Domnule, nu degeaba se vehiculează o teorie că în cadrul unităților administrative, proiectele și banii care se aruncă de multe ori de aiurea, sunt făcute în urma unor proiectări, proiecte, studii de fezabilitate, copy-paste. Dovadă că s-a întâmplat acest lucru e că dovadă că studiile respective n-au fost corespunzător întocmite cu realitatea din teren de acolo, uite că s-a întâmplat lucrul ăsta. Că dacă ar fi fost făcute corect, eu gândesc că nu. Ce se întâmplă, Dorine? Veniți cu proiectul ăsta să ridicăm mâna, să aprobăm încă 2 milioane de lei. E aproape 2 milioane. Sunt 20 de miliarde de lei. Și nu am fi putut face cu acești bani. Aici aruncăm 2 milioane, mai aruncăm 1 milion nu știu unde și așa mai departe. Eu gândesc că dumneavoastră n-ar trebui
să veniți cu astfel de proiecte în fața noastră, să vă faceți treaba să se urmăriți, pentru că acolo a fost un dirigent de șantier, au fost proiectanți care au urmărit respectarea proiectului pe fază de lucru și așa mai departe. De ce să ajungem în situații din astea? Sunteți permisivi? Mai aveți decât să fiți. Eu zic că sunt niște oameni, până la stabilirea vinovaților, s-a demonstrat faptul că în urma unui proiect rău întocmit, tehnic, a studiilor geo făcute tot rău, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aruncăm banii de ele. V-am spus eu, nu degeaba se vehiculează în țara asta că toți banii, sau mulți bani sunt aruncați de anapoda, pe studii, pe tot felul de chinezării, care nu sunt altceva decât copii paste. N-am cum să fiu pentru un astfel de proiect. Pentru decât împotrivă. Eu gândesc să... Dar de ce n-a venit în rapoartele dumneavoastră, raportul dumneavoastră și a celui compartimentului de specialitate, cu niște chestiuni, doamne? Că a fost o alunecare de teren. Dar dacă n-a fost așa? A, că am văzut că s-a deplasat. Da, aia putea fi prevăzută, doamne. Studii geo pentru ce se face? Dar n-am văzut nicăieri, doamne. În urma unui studiu făcut, tot de specialiști, tot cu bani mulți plătiți, domnule primar, dumneavoastră zâmbiți, râdeți. Râsul dumneavoastră, nu știu, nu-i forțat, dar nu-i binevenit, pentru că o faceți cu banii noștri, domnule. O faceți cu dumneavoastră, de ce râd eu? Eu râd că dumneavoastră vă repetați și vă place să vă auziți când vorbiți, dar atâta se întâmplă. Că vă place dumneavoastră să vă auziți, că vorbiți și vorbiți dumneavoastră cât vreți dumneavoastră. Dumneavoastră vă place să ne ascultați, să nu dați niciodată un răspuns, să nu iau, am toate hârtiile acasă, la toate întrebările care mi le-am pus odată. S-a terminat ședința pairie. De ce? Asta vă place dumneavoastră? Pentru asta sunteți ori plătit. Nu-mi place, domnule, să fiu ascultat, sincer spun, m-am săturat să vă tot spun. Că nu vă faceți treaba. O să vedem când vă săturați. O să vedem. Poftiți? O să vedem când o să vă săturați. Haideți, nu facem. Domnul Durnat? Da. Deci, în acestui proiect, eu vreau să spun acum că nu trebuie să căutăm acum carul cu fân sau să ne gândim că sunt vinovați. Nu. Când s-a făcut proiectul, nu n-ai de mult. Știm toți că astea indicăți, domnul ăla se specula că poate să iei problemă, niciodată nu s-a dus la vale, de zeci de ani, de sute de ani. Deci s-au surpat autostrăzi. Mai pot fi niște mici divergențe. Dar ca să spuneți că este un proiect copy-paste, cum îi spuneți dumneavoastră, e exclus. Este fiecare loc, fiecare proiect, fiecare studiu, este făcut punctual. Pe anumite lucrări, cum să vin să dau copii pe și să seamnă, bag în calculator, schimb drum căiut și dau copii, valori tot. Deci haideți un pic să fim atenți dacă cum ne exprimăm. Al doilea punct de vedere, e o investiție făcută. Este aproape de finalizare. Ce să facem acum dacă s-a făcut, s-a dus acolo și s-a stricat drumul? Lăsăm așa? Eu cred că dacă se sesiza de la momentul respectiv acea problemă, se făcea și cu costuri mai mari. Sau se mai reducea din anumite lucruri care s-au făcut. Cei 8 km de drumuri, uliți și ce mai e în el. Deci nu putem spune că vă găb, da, 13 milioane, 1,3 milioane de lei este efectiv lucrarea în sine. Că mai e TVA, nu știu, o fi mult, o fi puțin, nu știu, am mai discutat problemele astea cu valorile în toate ședințele. Dar ideea de bază, să nu aprobăm, să repari ceva care s-a stricat la un drum, o investiție nouă, mi se pare, nu știu cum să vă spun, lipsit de sens. De ce? Să nu reparăm, să o lăsăm așa, să ducă naibii de tot, să blocăm un sat, să nu mai poată să ducă cu mașini mari sau cu altceva de acolo la deal și să lăsăm o lucrare așa stricată și în voia ei.
Aici nu înțeleg. Trebuie să vedem faptul, de ce s-a ajuns acolo, s-a ajuns. Păi, eu mi-aduc aminte, domnul Ocheanu, și nu v-am luat cuvânt ca să vă contrazic. Atunci a fost o perioadă de vreo lună și ceva, de ploi masive. Că ce ne gândim? Puteam să ia și casa aia la altă la vale, că la 20 de metri. Dar dacă o lăsăm așa, chiar există probabilitatea ca în timp și casele alea la deal, dacă nu se face tărere, că acum nu mai vorbim că toarnă 3 cifri de beton la ce e acolo. Acolo bănuiesc că trebuie, noi nu m-am uitat, sincer. O zi de sprijin, niște pilori băgați bine în pământ, adică e cu totul altceva. Acum că e valoarea, ce să mai zic, cine face valoare n-ai decât să răspund cu el. Aici e. Deci chiar să fim împotriva a repara ceva ce s-a stricat la un drum nou? De ce să fim la drumul Heldiului, dacă mâine ferească Dumnezeu undeva care se surpă și există probabilitatea să blocheze, să dărâme, să ia terenul la vale, îl lăsăm așa? Și aici vreau să nu mă refer la și postul, la ideea de principiu. Adică suntem împotriva să reparăm un lucru. De ce? Că nu vrem, că nu știu ce valoare da. Nu dea valoarea asta. Nu-l aprobăm. Cerem refacerea de vizul. Dacă credem că putem spune noi exact cât e, da, ne mai dăm și cu părere. Dar eu astăzi, eu atâta, mulțumesc. Gata. Domnul Mărcoce. Da, aici îi dau dreptate lui domnul Orheanu. Și un pic cu domnul Dulan, că trebuie să meargă lucrurile înainte. Problema e alta. De ce nu s-a făcut recepția până astăzi la drumul ăsta? Nu-i gata! Înseamnă că e în timpul lucrării, da? Dacă e în timpul același proiect. Da, dacă e în timpul lucrării, de ce nu puneți constructorul să refacă problema aici? Păi dacă nu a avut să o facă. Dacă el nu a contractat de cum a avut că trebuie să facă aia. Cum adică? Să-l pui să facă cum s-a făcut? Păi aia să-l pune să facă tot de drumul. Că s-a făcut studii acolo general. Aia. De ce a omis? Ce s-a omis? Păi de ce nu, să nu facă sprijin, digul de sprijin de prima dată? La momentul ăla, studiul geo s-a făcut după legii din 50 în 50 de metri, iar acolo nu necesitat, eu am întrebat pe ăla pe studiul geo, nu ți teamă că tu ai pus ștampila și ai făcut studiul geo pentru lucrarea asta. Acum și la punctul X s-a întâmplat asta. Nu, primar, eu mi-am făcut treaba după carte. Acolo se poate întâmpla și că nu e singurul loc. A făcut terenul, ce să fac? S-a făcut alt studiu. După mintea mea, sunteți vinovați și dumneavoastră și constructorul. De una. Iar lucrările trebuie să meargă înainte. Are dreptate domnul Dulac. Dar sunteți vinovat 100% dumneavoastră și constructorul. Nu trebuia să meargă lucrarea înainte fără digul ăla. Și să știa că curge apă, să filtrează bine de sub. În momentul când s-a pasat, terenul deja fugea. N-ați luat în capul. La momentul ăla nu necesita. Terenul fugit. Ba, da. Domnul. Bine. Terenul fugit după un an după ce s-a terasat și s-a făcut. Eu trebuie să votez în folosul comunității. Dar să meargă comunitatea medie. Dar sunteți vinovați și constructorul dumneavoastră. Înțelegeți ce vreți? Domnul Orpian vrea să o completare. Nu vrea o completare. Să nu fiu înțeles greșit. Una a spus că drumul nu trebuie reparat. Drumul trebuie reparat. Tot ce a spus eu, am spus următorul lucru. Să se țină cont de acum înainte, nu pe repede înainte, să nu mai permiteți astfel de proiecte în care, cum spunea domnul Mărcuț, dar nu s-a văzut atunci, dumneavoastră spuneți la un an. Nu, domnul, la 7 luni, vă spun, cunosc. La 7 luni s-au produs minunile. Dar în momentul când se lucra acolo, s-a văzut infiltrat de apă și oamenii veneau și spuneau, domnule, oare ăștia nu văd că aici așa e zbor de apă și așa mai departe. Dirigintele la de șantier și-a făcut treaba, l-ați plătit. L-am plătit noi. Dirigintele de șantier l-am plătit. Toate sumele pentru verificările tehnice a proiectului și a fazilor de lucru au fost plătite. Mai venim încă o dată, iar cu acele lucruri. Eu aici am spus să se vadă vinovația. Eu nu am pus pe nimeni, vina pleacă de la dumneavoastră care acceptați astfel de comportamente a proiectanților, a verificatorilor, a celor care întocmesc studii geo de pe facilitate și așa în parte.
Asta am vrut eu să spun. Nu că nu trebuie reparat. Trebuie reparat, că domnul se lasă așa. Dar să plătească ce-i închilocasă. Bine. Domnul Codruț și după aceea domnul Mare. O întrebare am și eu. De ce această lucrare nu este considerată neeligibilă pe AFIR? Și trebuie să o nu suportă mai pe buget local? Nu mai sunt bani. Cum a suportat toată după AFIR? Păi, dat o anumită sumă. Termenul ăsta de neeligibil, nu știu dacă chiar la bani se referă. Adică eu când citesc neeligibil, înțeleg altceva. Contractul cu AFIR e pe anumită sumă. Dar poți să fie ales sau nu poți să fie ales. Deci, adică, contractele care sunt, de exemplu, pe Angel Salini, contractul care îl avem cu Angel Salini, e pe suma respectivă care am primit-o și am aprobat-o. În momentul când se derulează proiectul, dacă în cadrul proiectului necesită sumă mai mare, trece bine eligibil, ca să-l pot duci conform la ce trebuie să-i faci. Deci, indomabil. Și pe acolo, prin zona aia, treci cu conducta de apă? Păi, tocmai acolo, s-a rupt și domnul. Au avut și conducta de apă, oarecare influență. De novății. Posibil, înseamnă, da. Adică ar trebui verificat dacă tot face proiectul și ar fi verificat și conducta de apă. Face zile pe sprijin. Apa e și canalizare. Apă, canalizare. Toate sunt acolo. Coridor până la Neaivanele de canalizare. Da. Da, mai sus. Domnul Mane. Domnul Mane. Vreau să spun dacă nu se poate trece în reparația acestui tronson, care a fost finalizat în septembrie 2020, conform situației de lucrări, ar fi tot către AFIR. Oricum nu este terminat toată lucrarea AFIR, da? Când avem... nu este terminat contractul tot, nu? Și să luăm bani de acolo să facem strada. Dacă mai avea rezervă, luăm, dar nu avem de unde să mai luăm. No, dar explic. Da, dar nici aia nu e terminată. Domnul Fiti, în momentul... Din 2007, și pe 2007. În momentul când se aprobă o finanțare, se face studiu de fezabilitate pe sumă. Deci în momentul când ai prins un proiect cu bani europeni, dincolo la ce spune domnul, când era PNA de repele, când erau sume finanțate de Guvernul României pe anumite programe, mai aveai o șansă să prinzi 100, 2, 3 de mii de euro, dar când ți-a aprobat cei de afară, proiect de 1 milion de euro, te încadrezi într-un 1 milion de euro. Și sunt fixe, nu sunt foarte. Deci, în condițiile acolo am putea repara, să spui că dacă proiectul era la jumate, cumva se crepa, mai făceai o notă de renunțare și veneai acolo. Dar făceai niște rezerve, cum ar veni, și din rezerve mai este fix, nu aveți ce face. Acolo nu se poate repara decât prin bani de la bugetul local. Și dacă nu reparăm, să nu se termină nici proiectul, nu-l putem închide. Acum, doamna proiectant, tot putem tot aici, cheltuieli diverse și neprevăzute de 1.300.000, în caz să se mai întâmplă ceva, avem de unde cheltuie. Dacă sau n-a văzut, n-a putut să anticipeze tot ce în pământ sau asta. Dar nu vă arătați că se întâmplă. Se întâmplă lucruri și diverse și neprevăzute la o grămadă de lucrări. Dacă nu se întâmplă banii ăștia, noi plătim. Nu se plătesc. Da. Îți bani de rezervă. Am înțeles. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Împotrivă domnul Corcheanu. Da. Da. Da, o să vă motivez. O să pare mixul la cam mare. Nu știu de atât. Trecem la următorul proiect. Divers. Avem și invitați. Avem și invitați, dacă vor să invitați. Te-ați putut și la început. Auto-invitați. Da, dacă vor să invitați. Dacă nu vor să invitați. Hai, da. Doamne, am vrut consilierii cu pochetul, dar ce jumătate de preț, care au de toate, au canalizare, au apă curentă. Peste proștii care au spus prima peste apă, nu face nimic. Și n-a făcut. N-a turnat un punct de pe tot. Tot drumul Heltului a făcut de durlan, nu de domnul primar. Și rog frumos, eu am treabă cu consilierii de Heltul, cu domnul Ion și cu leatul meu. N-ați făcut drumul. De ce nu faceți drumul legătura de trei căiuți și Heltiu?
Asta e cea mai principală. Oamenii de la Băiești, prin să cumpără case de la Hârtiu. Cumpără case de la Hârtiu. Pentru că în Băiești ai dezastru ce e acolo. O paragină. Și vă rog frumos, că drumul Hârtiului e făcut de acum 2 ani. Dar nu s-a pus nici o mână după zonă. Podul, m-am dus, m-am băgat sub pod și mă uit, deja betonul începe să rupă. Mâlii curentii, la pod, paragene. Totul e paragene. Și totuși, ar fi bine, cu banii europeni, să facem drumul Hârtiului. Drumul Hârtiului stă mai bine ca Căiuțul, ca așa zământ, ca tot, cu păduri, cu treburi, dar din păduri se fură extraordinar. Fraudă la nivelul 0, la nivelul 10. Și în a doua poziție. Adevărul cu... avem... unde noi nu avem canalizare. Și ne-am făcut fosii și acum se aude că, dacă nu o facem, dăm amenzi usurătoare. De făcut de beton, turnat tot. Trebuie să facem. Trebuie să le declarați până azi. Și trebuie. Pe ce să fac cu fosa, domnul Durlan? Mă duc cu Băreata și pun apă în veceu? Eu, la mine tot să ducem fosa. Trebuie să le declarăm. Dar ce să declarăm? Eu nu am vechi o grădină, n-am vechiul. Am fost. Viu cu vitanja și trag și o duce unde vrea ei. Tot ai vechiul. Acolo clipeau, pe Valea Procesului. E frumos treaba asta? Nu-i frumos. Nu-i frumos. Nici Căiuțul nu stă bine. Și asta e, altceva nu mai începe. Drumul Hârtiului... Dacă eu nu termina, vreau să vă aduc și eu aminte ceva. Și în special celor de la Praia. Mi-aduc bine aminte, avea vreo 6 anișori când s-a electrificat comuna. Și dacă nu era un om puternic, Praia, nu știu când era electrificată. Praia, în afară de Mărcești, a fost ultimul sat care a fost electrificat din comună. Iar acum, parte dintre dumneavoastră, vedeți zona de peste apă ca un pustiu. Mai nu ca un pustiu. Vă rog foarte mult, gândiți-vă. Și acest om a fost un om care a fost mare. Și dacă nu îl aducea el pe Ceaușescu, nu știu cum se electrifica. Puțin dintre dumneavoastră, sunt podul, câteva persoane. Dar nici podul special. Păi nici podul, doamne. Sunt doar câteva persoane, 3 persoane care știu de chestia asta. Și vă rog, uitați-vă și în partea aia. Și vă mai spun o treabă. Oamenii care n-au fost în eșanțurile pe laterale, în Hârtiu. Toată mizeria care o spară, îi dă drumul pe șanturi. Miroase când e căldură, nu poți să respiri. La mine nu. La mine tot se duce în fosă. Viu cu vitanja de la Onești, mare, o trag și la. Și apropo, a zis domnul Orcheanu, podul nu s-a marcat cu tonajul care trebuie să... care l-a spus dumneavoastră că aveți aprobare. O să vină cei cu macaralele să ridice stâlpe aia. Credeți că vine cu o macara de 16 tone? La cât braț îi trebuie acolo? Tare mi-e frică că o să ducă și macaraua și podul. Dar de ce la școala veche, ni s-a rămas școala, cum am vorbit la o ședință, să-ți facă acolo așa un parc, să aducă lemne acolo, să iei lumea lemne de acolo. Cu bani, cu bani. A
Adică vine unul cu căruța, unul dă cu 6 milioane, unul dă cu 8 milioane. Se aduce niște bietă așa, nici ca piciorul. Și mașinile trec cu butuți așa, ca nu pot să pun 12. Cu două remorți. Să turnă casele. Nu-i adevărat? Și mai întreb o chestie, de care dron era vorba cu este foarte adevărat. Care sunt de râmă? De ce ăsta? Căiuț sat. Dar s-a făcut și demo, da, aveți dreptate. Are 2 ani acolo. Culiță! Are 2 ani acolo. S-au făcut niște lucrări foarte bune. Da. Noi vrem să populăm Hilteu, să-l populăm, dacă o să vină și din Caiu să vină Hilteu. Orice aș spune, tot nu iese bine. Dar ce tu vrei? Ce? Tu vrei tot unul iese. Hai, hai, hai. Da, că e spune, nu? Domnul primar, ați încercat să facem o casă mortuară în valoare aproximativ de 20 de miliarde de lei. N-a trecut proiectul, i-ați dus la școală, militară. Aș vrea și eu pentru conștiința mea, de ce ați ales școala Blidar, în ideea în care Vrânceni, Boștea și Hiltiu să dărâmă? Ioniste, nu pot să te las, trebuie să te opresc. Da, cine ți-a zis ție că banii care au fost propuși pentru casa praznicară de la Căiuț s-au dus la școala Blidar? Nu, am zis că nu a trecut proiectul ăla cu suma de, cu suma de am băgat la școala Blidar. Cine? Cum cine? Păi fii atent și tu. Pe cine a apărut? Ci, nu, ci, ci se pune în ședință. Nu mă luați așa. Niciun ban. Nu mă luați așa, că se păgeați mai mult din lucru. Niciun ban din bugetul local nu s-a dus la școala Blidar. Ce treabă? De ce amestești lucrurile? Nu contează bani. Dar care a fost prioritatea de a dus la Blidar și nu ați dus la Vrânceni, Boștea, Hiltiu? Dar n-am dus, omule, e un program. Școala e băgată într-un program pe finanțare externă, nu-i finanțare din bugetul local. De ce n-ați dus banii pe școlile astea? Tu n-au spus, n-am dus niciun bat sau nu văd de rămâne? Dar cum, Doamne, iartă-mă, vine așa de la Bruxelles, școala Blidar, nu? Banii ăștia, cum vin banii ăștia? Cine-i delegă? Cine-i... Cine-i semnă? Încerca, dar nu vă cred. Deci? Deci nu-i corect. De ce am ales școala Blidar și n-am ales? De ce am ales școlile care necesită reabilitare? Și școala Blidar nu necesită reabilitare. Are termopane, are lindat. Uitați-vă la Căiuț, Vrânceni, Boștea, cu plămânele. Hiltiu, Boștea, Vrânceni. Că plămânele, plouă până la copilul. Dar la Vrânceni și la Boștea e un copil în școală? Da. La Vrânceni este exact ce este la Hiltiu. Nu e adevărat. Ba da? Eu spun că nu e adevărat. Da, da. Vreți să-i dau numărul de elevi, de preșcolar, cât să-l dea și cât să-l dea? Cât să-l dea de vreți la Vrânceni la Vrânceni? 32. Și la Hiltiu o figură 10. Nu, care e diferența așa mare de copiii de la Blidar beneficiază de 20 de miliarde, dar nu o să rămână aici, o să ducă la 30-50 în fine, și noi de Bisteapă nu putem beneficia pot, asfalt, drum, canal, dragi, laci. Vreți să facem dialog? Eu înțeleg. Nu, vreau, scurt pe noi. Hai, lasă, frici. Eu sunt din Popieni și vreau să fac voturi la Popieni de dragi mare. Dacă spuneți asta, eu vă cred. Mult înainte, Ioan, să trăiești. Da. Am întrebat, dar hai, Ioan, cu camionul popular de la Hiltiu? Ce-i cu camionul? Păi de ce n-am ales fi la Blidar? Păi era aprobat, dar păi este. Este în licitație, numai că licitația la CNI durează și un an, și doi. Nu depinde de noi. Așa, și o să câștigăm licitația cu constructorul de la Ford, nu? Da. Hai. Atunci îți dumneavoastră un constructor, că eu nu pot să duc constructorul la licitația acolo. Vreau să dumneavoastră, ce dumneavoastră? Nu trebuie să duc constructorul. Eu lucrez în primărie. Dar nu primăria face licitația. Dar ce nu face licitația? CNI-ul. Consiliul Național de Investiții. Și până acum au fost anunțați că ei n-au început lucrări? Și podul să dărâm? Dar nu sunt... Eu, ei, nu, că... Dar vorbeam de cămin, acum, pod. Păi nu, păi am venit de la unul la altul. Păi așa o să fie și cu cămin. S-au anunțat. Domnul Balac, orice lucrare trece prin Consiliul Local, indiferent ce scriveați domnul primar. N-are rost. Și apropo de zâmbitul ăla... Are ceva, ce fac să fie. Vin până vezi termina mandat. Nu, aici se trajează, la comună și... Păi o să plâng, nu? Nu o să plângi, dar o să zâmbești din față la altul. Dar aici nu-i frumos cu zâmbetul ăsta, așa că... Dar la aruncați în fața
domnul Sicumbol. Nu e frumos. Gata, mai continui, domnul. Domnul primar, de câte ori am vrut bine, nu atunci facem, facem, facem. Și s-a făcut o continuă, domnul Vărcuț. Da, domnul primar, vreau să vă dați un răspuns. Ce mai știți de casă, de comună? Mai... Este la fază să mai fac săpături, de studiu de fezabilitate, să discută în ședințele de la Anghel Salini, că se vor transfera toate proiectele pe Anghel Salini. Eu, cu realitatea, sunt sceptic că Anghel Salini, acest sursă de finanțare, o să poată să ducă toate proiectele plicariare contractate, adică gen ce avem și noi pe apă canal, plus toate celelalte pe gaz. Da, apropo de apă canal pe, pe programul ăsta Salini, da. În ce fază suntem? În ce tot ceva? Începem, sunt ce apă, eu știu ce înțelegeți dumneavoastră a începe. Începe să vezi că sunt în pământ. Să fac studii de pe zemelantate. Dar sunt cap în platformă. Există o platformă pentru fiecare. Adică depinde rândul. Băbești, depinde rândul să se ocupe de noi. Nu mai spune atât de mic. Da. Sunt cap în platformă. Dacă vrea să vrea cineva, da. Fii liber. Cam atât. Mulțumesc. Eu o să revin cu două, trei probleme mai vechi. Una care tot o vorbesc și am văzut că am mai făcut. Eu zic că să ne gândim la o sursă de finanțare din bugetul local până să face asfaltarea asta toată, să reparăm de măcar de la drum la pod. Și nu e neapărat că lucrezi acolo, că lucrezi că stau acolo. Au fost asfaltat și păcat, încă mai rezistă asfaltul. Dacă se venea cu un strat peste el, are 14 ani, 2100. Eu zic că era ok, chiar dacă se face un alt proiect, vii la el încolo și mai câștigau altcineva. Al doilea, unul care e mai ales domnului viceprimar. Domnul, reparăm terenul ăsta, mă doare inima, mă văd. Deci, fără să ne supărăm, e parcul de joacă, terenul de sport, făcute, bune. Dom'le, cum este posibil că revin și eu? Știți că mă doare problema poliția locală. Am mai tăcut și cu acest pas, că n-am mai vrut să intru în polemică cu doamna secretară. Vis-a-vis de postul ăla. Îl ține, nu păzește, nici ai... E posibil încă primăria, au dispărut toate scaunele. Porțile, să arunc plasa aia pe sus, să rup, să degradează și parcul ăsta de joacă. Chiar n-am găsit 10 kg de vopsea, de 8 ani, să dăm o vopsea pe gărduțul ăla. Să-l greblăm, avem atâția oameni la 416. Care jumate din ei cu, mi-asum ce spun, sunt milionari comune. Din cei de la 416, pe bune. Mă mai uit pe listă, jumate sunt milionari comune, le fac la fond pe toți cu bani. Și vin acum Bașca, le da guvernul, mai dă 25 kg de produse pe cap pe om, mai dă aia, bani fac, n-au nicio lege, amenzi nu plătesc, nu au nimic. Dar sunt protejați de lege. Deci, haideți și la trei dintr-un altă. Că și la terenul ăsta, 80% ei l-au stricat. Să zic, chiar nu putem avea în grijă reparat, nu puteți aloca 200-300 de lei să reparați, nu-i domnul vice. Trebuie nu am nimic. Eu ți-o spun că mă doare că nu văd trec pe aici, că vin dimineața, îmi văd, ba, dispare aia, ba, aia, cum v-am zis cu gardă, că lucrăți tot. Și tot prietenii ăla, nu am o să zic, vreodată, doi, trei care nu trebuie. Îi vezi noaptea în gașcă, trag, n-am nicio trag, distrug tot. M-am dus într-o noapte acum, nu l-am văzut ca fugitera, luau de pe colț de acolo, tomberonul ăla mare, cu ce vreau să răsfarm în stația de autobuz. Deci cât erau bieți, erau mulți, unde așa, și când am țipat la unul prin mașină, au tulit-o. Dacă vedeam în cazul mărât, și-o bat din starea acolo, că putea să se supere. Îi dau o mamă, noi, bai, de să nu-ți mai vină cineva. Haideți să reparăm stadionul, dați-ne funcțiune, că de-aia a fost făcut. Sau e frică domnul Sârgu? Fii mă reclamați și la mama măsă. Dă-o mă apucinăți, păcat de el. Și să știți că vorbesc și ăștia mai învârstă ar mai veni să joace din cartier, toți băieții ăștia care veneau înainte. Are și noi, păi, bine, și tot. Bine. Acum eu nu vă mai zic, promit, decât este 3 luni. Vedem în 3 luni dacă rezolvați ceva. Să bine, să bine cu mai. Că tot aveam paznic la primărie și poliție locală, măcar lui vede, se sizează. Dacă nu vede ei și mai ai pretenții, îți vadă la un privat sau nu știu ce, la ce casă, când sare cineva sau are grijă de ceva. Mă rog, chiar n-am nimic cu băieții de la...
poliției, ca să nu v-am mai zis. Un alt subiect care vreau să-l spun, știți că a crescut, zice domnul Mărcu, când a fost cu aprobarea casei praznicale la Căinuț, a fost și un pic de vârf. Eu nu spun că sunt unul din cei care am fost vociferent pe acest proiect, nu datorită de a nu se face, datorită valorii, și mă gândesc că să facem ceva mai mic, cu o sumă mai mică, o casă praznicală la Căinuț. Și asta am și motivat, pentru că chiar nu pasă că îi supăra preotul pe mine și consilierul Lupuțe și Mulțăr. Dar s-a creat o imagine negativă pe subiectul ăsta asupra Consiliului Local, că nu mi se pare ok. Deci tot Consiliul Local, Consiliul Local, Consiliul Local, da, foarte bine. Dar aș vrea să invitați preotul la Căinuț într-o ședință și spune. Eu am încercat să vorbesc dânsul, dar mă rog, domnul părinte, și aș vrea mâine să fiu, nu pop, altceva în comună, cu cultura, să-mi fac o casă de aia de 500.000 de euro primăria. Și aș vrea, cu birou pentru mine, sau eu aș fi împotrivit la o casă practicală frumoasă la Căinuț, dar mi se pare aberantă. Și mai am căzut așa, pe rând, vrei, nu vrei, Consiliul Local, suntem mai nu. Suntem de acord, veniți cu un proiect, într-o limită decentă, o casă praznicală cât de cât decentă. O sumă decentă? O sumă decentă, suntem de acord. Ținând cont că la casa cealaltă praznicală, 60-70% materiale le-am dat aproape toate. Am susținut-o personal. Nu cu primăria, nu cu bani al pași, un grup de oameni. Și s-a putut. Adică nu vrem să înțeleagă, chiar nu vrea cineva, Consiliul Local, să facă o casă praznicală. Dar de ce nu vine părinte la mea, cum a zis, cumpărăm un loc unde ai să facem un cuțit nou, ca aia la care Dumnezeu să mă ierte. Trebuie consolidată, refăcut, dacă tot e. Cu banii aia faceți o bisericuță frumoasă. Da, și ce, nu vă mai obligați, domnul Mărcuț, cu ajutoarele am atins, vreau să vă zic că și-aș dori mult, că am mai fost și eu, și colegii, dacă sunt în asentiment și dumneavoastră să o aveți ca plan de viitor pentru la anul, hai veniți cu niște bani să facem o bază sportivă. Un teren de fotbal. Chiar am văzut la, le-am zis la băieți, la intrare în Bogdănești, da, da, da. Da, este păcat. Suntem o comună cu tradiții, pentru așa, cred că suntem singura comună din județ, chiar acum, că am găbit în Ingeri, că n-am promovat. Cei la Bogdănești pe dreapta, da? Ar putea face și acolo, e făcută din privat. Să încerca un privat să facă, să acolo e făcută din public. Până la privat, dacă alocați vreo 8 miliarde, zic, facem o bază sportivă la Căinuț. Haideți să avem în vedere să facem și să reactivăm asociația asta de cultură cu copiii căluți. Domnul Ciubota. Da, dați-mi, dar n-am terminat. Doamna, acolo dacă tot e polemic, știi, că eu nu mă supăr, doamna secretar, da? Că dumneavoastră mi-ați dat-o, eram cu mintea împrășteată. Aprobarea organigrei în stat de funcții este atribuția Consiliului Local. Știți asta, da? Consiliul Local există următoare categorii de atribuții. Atribuții privind unitatea administrativă teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate a primarului. Mulțumesc! Deci nu mai citesc, dar știți că eu mă documentez și vă promit că mă documentez mai bine. Deci, ca să încheiem ouă sau găina? Mulțumesc! Domnul Ciubota! Mulțumesc! Da, s-a dat o hotărâre pentru care cetățenii comune trebuie să declare fostele septice și în același timp să facă un contract de vitajare cu o firmă autorizată. Întrebarea mea este, pot face un contract cu primăria, cu ideea care avem vitaj și... Momentan. Momentan. Păi, haideți dacă v-am putea să depunem un proiect să facem niște bani pe tema asta, nu? Adică primăria ar putea încasa niște bani, dar... Oricum primăria încasează. Deci oricum încasează, de alte zile, nu știu azi de ce. Încă, al doilea punct, vis-a-vis de poliția locală, colegii mei tot dau rețește, eu chiar nu văd la treabă, dar nici de cum în atribuții de servicii. Eu îi văd pe tractor, îi văd pe bulldog. Propunerea mea este, dați-le la doi putere absolută, să fie polițist local, să poată da o amendă, să poată face o pagă și ceilalți
să-și facă, nu știu, trei bunici celălalt, care trebuie cu primării. Adică doi, sunt unul sau doi mai... Doi sunt care noi. Nu poți să pui pe tractor scari cu noi și a doua zi să vină să dea lor. Nu... Bai... Tractorul este. Eu i-am văzut unul cinci băieți, ăștia și merg în salarii cât de plin. Chiar cât de plin, de fapt. Câteva nu, este un pic. Ai văzut rău, domnul Gabriel. Ai ochelari de soare. Vrei să-ți dau, eu vine, l-am văzut pe Damian, pe tractor, dragule. Sau Marți, mă. Făzău, păi vezi și toți lucruri, dar trebuie. Și eu, asta a fost. Asta zic, eu toată ziua care cu noi și după asta trebuie să te amint. Păi... Dar eu l-am văzut într-o zi și pe domnul Vici, pe camionet. Poate nu. Și într-o zi l-am văzut și pe domnul primar. Dar nici domnul Vici nu a dat amiază. Stați liniștit. Și l-am văzut într-o zi și pe domnul primar de tractor. Da, nici domnul Vici nu a dat amiază. Și am să mă duc din săptămâna viitoare din micăbuzul școlar, că nu mai avem un șofer la școală. Primarul face reclam, face de asta, campanie. Eu n-am domnul primar, domnul primar. Vă duceți în micăbuzul școlar, patinile, doamne fereți. Hai, doamne fereți. Da, da, domnul Durlan, da. Domnul apostol Laurin, l-a luat cu salvarea și a lăsat microbuzul în marginea drumului. Cum aduci copiii la școală? Pe mă cred, găsit variante. Noi l-am zis cu... Delegația atribuții oficial, cum îi va pentru așa ceva? Ui. Ce e mică, care are de eu? Dar mică e în concediu medical. La lapșe. Deci eu, da, delegați pe asta. Dacă aveți și de eu și ceu, vă dați oficial. Deci eu n-am zis o răutate. Dar nu, dar nimeni nu spune cu răutate. Deci problema e chiar muncesc. Problema e muncesc, dar eu știu asta. Numai că... Dar nimeni de aici nu spune cu realitate, cu răutate, pardon. Numai că căruța asta care este primăria trebuie dusă înainte. Cu sacrificii, cu răspundere, cu pus capul sub sabie. Primarul câteodată știi, fac niște lucruri conștient, că mi se pot întoarce împotriva aia enorm. Că mâine mă poate lua unul să mă scuturi. Da, asta e, e riscul meu. De asta am venit aici. Nu pot să... Hai să le facem. Dacă vrem să le facem toată jnuri după ață, am loc imediat primăria și mâine. Dar nu se poate. No. Deci da, se mai pot da atribuții și nu mai dau alte exemple, în alte extreme. Se mai pot da atribuții și altor persoane care nu au încărcat vila. Și iar nu dau nimic, nu vreau să dai. Deci mai sunt care le-au mai ușurele, poți să-i mai dai. Iar vorba în codruț. Măi, măcar un polițist noaptea, prin rotații și unul ziua, chiar dacă când vor să mai fac atribuții, trimiți, ne trebuie unul. Credeți-mă. Băi, măcar observă, nu trebuie să ducă să dea pe zicon sau altceva. Hai, bine. Domnul Matei și după aia urmează domnul Marian și după aceea domnul Ocheanu. Domnul primar, am înțeles că a fost modificat codul fiscal în ceea ce privește impozitarea terenului și clădirilor începând cu anul 2023. Corect, da? Înțeles că conform modificării, se va face după grila notarială, ceva de genul ăsta. În situația în care valoarea este mai mică decât grila notarială, urmează impozitarea să se facă prin indicele stabilit propus dumneavoastră și aprobat cu consiliul local, cam așa ceva, cu minim 50%, 0,50% și după aceea urmează să veniți într-un proiect. Înainte de a stabili la ce sumă vă gândiți așa, să gândiți cu înainte, așa să nu impriți fața lui, să consultați, domnule, la ta vreme de legea, eu m-am gândit atât, adică știu că am întrebat o fost ce și de plătă și aș vrea să-mi informați din timp, să la ce adică vă faci un calcul, cum credeți din asta, pic. Da? Deci la asta e. Mai aveți altceva? Nu, atât, mulțumesc. Ținând cont că noi am aprobat impozitul de taxă pentru anul viitor, dacă la ce am aprobat noi se aplică grila notarială și încă nu e stabilită, o să trebuiască să venim, să revenim asupra cotelor. O să scădem cotele ca să ajutăm oamenii, ca să putem să echilibrăm. Dacă rămânem la cota pe care am stabilit-o, care e deja stabilită din Consiliul Local, așa, și se aplică și aia, o să fie cam usurător pentru oamenii și noi. Dar trebuie să... Și atenție, la lege spune clar. Este la latitudinea Consiliului Local. Deci am vrut să zic dacă mergem cu aceea cu mărirea de 50%. Legea spune este la latitudinea Consiliului Local. Minim
minim 0,50 și de acolo în Consiliul Local poate să spună 1, 2, 1, 2, 50% la taxele locale care sunt acum. Da. Trebuie să vorbiți de ordonanța 16 care nu am pus-o la aplicare, pentru că n-am, nu s-a aprobat ca știi. Da, mai știu ceva și vreau să știu dinainte, adică cum o să stau, cum o să fie. Unii se plâng că primare, am înțeles că unii primare și dacă se aplică grila, s-ar putea să nu aducă ei. Nu primare, nu primare o vota, Consiliul lor de acolo. Nu primar, primarul propriu. Dacă Consiliul doar, mulțumesc. Domnul Mare. Eu am venit cu rugămintea noastră, dragă executiv. Cu rugămintea care am făcut-o și în primăvară, de a curăța tot centru și a face acces către comercianți de la populație. Este un dezastru. Nu poți să cobori cu o bicicletă, un cărucior, cu un copil. Adică este... Suntem prav. Ar trebui să găsim totuși niște fonduri, să putem face măcar intrare la comercianți. Noi, dumneavoastră, eu, rupim mașină. Copii, femei, doi copii, trei. Elevi de la școală, ies. Acolo e domeniul public. Domeniul public, da, dar este domeniul public. Domeniul public, eu știu că este domeniul public. Da. Avem... Doar revin cu rugămintea asta, din nou. Poate ce vreau să vă asigur, să vă spun. Au venit către noi profii, cei de la profii de la Feliut, cu solicitare să le dăm avizul să facă parcarea, să facă racordul la drumul național. Ei, printre altele, ei au și avizul la drumul național. De... Să unească cu drumul național. Nu aviz de acces, așa se cheamă. Am înțeles. Aviz de acces. Autorizații de acces. Și au venit, ei o să facă. Da, hai să facem și dincolo de la profi mai în față, și dincolo de stradă unde e canalul care au dispărut lemnele sau au putrezit. Adică, lucruri simple pentru tot cetățeanul, nu e nimic de ușor. Faceți un proiect cu delimitare totală, că acolo, în centru, este situația mulți, cum să vă spune, stăpânesc ce a primit. Mulți. O să stabilească. Exact. Executiv. A doua rugăminte. În cap. Și chiar și tu. Nu, eu. Ți-ai vrut limit așa? Nu. Eu sunt de cap. Îmi dați voi să spun. Dați exemplu pe alții. Auzi, dar e urât să faci și așa acolo nu poate intra unul să parcheze. Da. A doua rugăminte către executiv. Să faceți o adresă către căile ferate române. Se repare cu pasajul ăsta la trecere. Este la fel distrus. Adică facem sesizare, odată la 6 luni, odată la 6 luni. Astăzi am apă, eu am fost în concediu o săptămână, asta e, dau copii până în problemă. Astăzi am apă găsesc o prelungire a autorizației de construire pod la CFR. La care îmi trebuie doamna de la urbanism, dar au venit așa, dar nu fac nimic. Da, ar trebui totuși să facem un scris. Doar la 6 luni, cunosc sistemul, da. Știu cât de greu se poate face o treabă din asta, dar măcar insistăm. Ce de proiectul cu ieșirii pe dreapta de la Popeni? Acolo știi codul ăla, că e... Domnul Ilea, dați-mi un scris, nu am un punct de scris. Haideți să găsim un colaborator din Onești, din Ajung, de oriunde, să curățăm colțul ăsta de aici, care domnul Bărcuț acum câtva timp tot a mai zis, să spargem betoanele alea, să curățăm locul. Trebuie un escavator șenilat mare, două bascoli, o zi de muncă. Trei utilaje mari, într-o zi rezolvă problema. Două zile, maxim. Adică, fonduri, 10, 15, 20 de mii de lei, eu zic că o rezolvăm. Nu sunt mulți bani, dar este periculos, sunt copiii mici care stau în stradă, mizerie. Nu știu chiar să învățăm. Haideți să curățăm și colțul ăla, dacă poate găsim acolo. E să mă urmează. Restul din probleme, tot au spus colegi. Sunt destul de liniștință toți, n-are rost să le invitațăm la infinit. Mulțumesc. Așa că depuneți aia cu pista din ce. Domnul Orhean. Două probleme. În ședința precedentă a spus că a venit un expert. A venit un expert și a stabilit tonajul cu care se poate trece peste podul la Hiltin. Care este acest tonaj? L-ați spus acum, el se uită.
spuneam că ar fi bine depus o tablă avertizare. N-ați pus-o. Au trecut aproape luni. De ce? Doi. V-am rugat de oglinzile la ajutătoare pentru două puncte în satul Beltiu, la intrare și respectiv la mare. Am înțeles că au fost adiționate, da? Da. Întrebare. Când aveți de gând să le montați? Am terminat. Dar am o preminte. Ca să nu mai aștept, încă o lună de zile, dați-mi răspuns. Mâine le montați? Și tabla avertizoare când? Tabla avertizoare nu. Cum? Tabla avertizoare nu. Mâine. Nu pune. Dar cum o pune? Nu știu. Păi. Nu. Domnul Ovice, vă mulțumesc la primar cu zâmbitul ăsta. Nu. N-am ajuns astăzi, la dumneavoastră, ca să vedem locul exact unde trebuie montate. Dar pentru ce trebuie să ajungeți la mine? Ca să ne spuneți exact unde trebuie. Nu, eu nu sunt, la intrarea la Hercule, eu nu sunt specialist în circulație. Acolo trebuie să... Vreau să vă cer o părere, adică. A, pentru o părere, da, dar vă pot la telefon. Da, dar poate vreți jumătate... Păi nu, păi asta, poate omul care poate să pună cu jumătate metru mai la deasă, mai la vale, ca să puși. Mai avea domnul discuție ăla, dacă vreți să-l ascultați, să vă se grăbește. Da. Păi, refer la primarul la Ștefan cel Mare. Cum a putut să bage apă curent și canalizare la Corbu și la Jănești? Cum? Stă pe deal, așa, așa, pe dâmpre. Și la Hirtiu nu se bagă pentru că e linie dreaptă. Dar la Hirtiu, mă scuzați că vă întrerup, acum câțiva ani, la Hirtiu, un colega nostru, domnul Ilean Durlan, acolo la o ședință, a zis că a propus și a avut un proiect să aducă apă până acolo, iar o mână de cetățeni din sat s-au opus. S-au opus pentru apă, pentru că era nu știu ce... Și acum a fost înțeles. Haideți să vă spun și mai este un proiect, mă scuzați, este termenul strânat. Deci acum mai există un proiect supus la vot din urmă. Este aprobat. Se va lucra, probabil, în tot, în 3-4 ani. Ăștia sunt termenii cu statul. De la Pralea până la el. Este un proiect. Acum... Și vă spun eu, este că deja a fost un proiect unde o parte din cetățenii din Hirtiu, eu nu eram, nu știu cum cunosc, s-au opus atunci, la momentul respectiv. Nu știu motiv, dar, vedeți, sunt lucruri și lucruri. Eu nu știu de proiectul anul ăla că v-a zis, dar am înțeles că a fost o altă chestie, până în urmă, bancat, nu știu. Dar indiferent cum este, banii oricum să cheltuiesc, domnule. Eu așa văd. Domnul Bălaș, și dumneavoastră, adică lista aia care a semnat, pentru că era la, costă de înseamnă că era al Bălaș, scuzați-mă. Deci în 2008 am depus proiectul pentru finanțare. Declar ședința închisă.